400.000 de carduri de sănătate urmează să fie livrate către casele județene de asigurări de sănătate în două loturi. Primul lot de 200.000 de carduri de sănătate se va livra până la data de 30 noiembrie 2023, iar al doilea lot are ca termen de livrare data de 15 decembrie 2023. Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane de lei. Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calității de asigurat la accesarea serviciilor medicale și care confirmă prezența asiguratului la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.